Neața lume, și bine vă găsesc la o nouă serie din Minecraft Vanilla. Facem o serie cu Let's Play. Nu Let's Play, nu-mi place numele ăsta. Să jucăm Minecraft cu baba. Cu baba. Jucăm cu Minecraft cu o babă. Am pregătit o mapă. Am mai jucat un pic, că nu puteam să încep chiar așa ca băbălău. Și este un sit foarte mișto. Da, ce lung este, babane. Dar nu contează. Ok, am rămas un pic să filmez. Asta, să filmez, da. Am rămas să minez. Bun. De ce încep eu această serie? Adică nu chiar începutul la o serie. Am schimbat această seria asta cu o serie de Minecraft pe snapshot-uri. Da. Am schimbat seria aia pentru că nu-mi plăcea deloc și am repetat de două ori. Nu știu de ce. Hai, frate, să luăm un stack. Și filmez cu F3+. Așa, să mă derajează chestia. Și filmez chiar cu asta, cum zice, cu OpenWork este software. Și văd că am frame-urile astea, adică nu prea mergea mie, adică. Știi, când filmam și dădeam așa, aveam undeva la 30 de frame-uri și acum așa, ok. Opa, așa. Frate, deci, avem pădure și acolo. Și avem și pădure de asta aici. Frate. Se generează mapa. Ok, unde am pus crafting table-ul ăla? Am tăiat, l-am rupt, l-am. Da, e timpul pentru un upgrade. Am făcut un upgrade. Ia să vedem, noi iar am tăiat-o. Nu știu, frate, adică n-am nici cea mai vagă idee ce fel de casă să fac și în ce loc. Adică, da, nu știu de ce tot folosesc cuvântul ăsta, adică. De ce, frate, doamne? Iar folosesc de multe ori frate. Știi ce vreau să fac? Ce vreau, frate, să fac? Da, mă! Sword. Da, și era sigur că am uitat ceva să dau acolo, știi, că mereu când începe o serie, trebuia, normal că trebuie eu să uit ceva să fac, nu? Găinușă. O, frate, dar ce loc bun e aici. Este de
Deci dacă aș putea lua eu dealul ăsta, ar fi un loc chiar mișto pentru casă, adică aș avea loc unde să construiesc eu minunățile extravagante, minunate, urâte case. Case. Bun. Lasă caseele, frate. Iar frate, mă, dar ia să spune și noi nene sau tati sau mami, frate. Lasă că frate mai sunt. Stai așa să vezi ce mi s-a întâmplat la școală, știi, mă duc eu, n-am ținut post, asta săptămâna altfel, șpecher, știi, pe acolo, mergem noi. Și că salată de fructe face fetele noastre, știi? Dar trebuie, dar ce că e de fruct? Nu știu. Când mă uit că nu face, ci că frișcă. Frate, eu trebuie să pun, țin post. A, de unde? Că am uitat că trebuie să țin post, adică nu că am uitat. Din instinct am gustat. Și aveam salam, știi, făceau sandwich-uri. Un mic dejun, știi? Și când au tăiat prima felie din salam, este bucățica aia mai rotundă, știi? Și fix eu și cu încă un băiat am mâncat-o primii. Da, știi că am mâncat-o, am savurat-o așa cu încă niște felii de brânză și după vreo 5-6 minute mi-am dat seama că am mâncat. Aoleu, frate. Bun. Aici va trebui să dăm noi toate prostiile astea. Auzi, cred că în 8 ceancuri mi-ar ajunge. Nu, eu știu că mulți oameni le place tare la fancy. Mie nu prea-mi place, serios că nu prea-mi place. Și asta, nu știu, dă ceva mai fain așa la Minecraft. Burian înaltă. O te fii atent că e cât mine. Buriana asta. Buriana proastă. Ești o nebună. Tu ce vrei, mă? Te mă dreacu. Bam. Oh. Bă, serios, bă, deci văd tot, mă, tot. Dacă vine acum un scheleton, trage una în fund, m-am dus. Frate, cât e debelea asta. Și fete că merge și bine. Leu, stai. Unde ești, mă, cur? Pleacă, mă, de aici, mă. Bun. Frate, nu vezi nimica? Oh, holy fuck. Unde era? Aici.
Aici. Oh, fuck. Oare nu arde cu dirt? Nu. Frate, era mișto să ardă cu dirt. Dirt. Pff, 19 frame-uri. Frate, cât de tare asta. Bun, așa. Gata, frate. Așa e bine. Bun. Ce făceam noi? Tăiam buriana. Sunt ziana buriana. Și era fieten. Da, fieten, da. Fiantena, da. Era un youtuber. Nu youtuber, youtuberiță. Așa. Și când spărgea buriană, făcea de ceva de genul. Mai să spargem, să nu spargem. Fac, parcă era frică să spargă, știi? Adică, doamne, o se întâmplă ceva, oare îmi dă crash dacă o sparg? Mi se strică calculatorul dacă o sparg, mi se închide calculatorul, mi se arde procesorul, mi se arde RAM, mi se arde placa video și nu mai aer. Frate, avem loc aici, deci... Știi că când cazi în apă, nu știu. Da. Mă bălăcesc. Știți că eu când fac videoclipurile trebuie să scriu pe foaie ce să fac, dar nu. Știi că eu scriam pe foaie că trebuia să cad în apă, nu? Normal, știi? Deci a scris pe foaie că trebuie să spargă buriana de la blocul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stai că aici nu mai este acea. Deci eu am scris pe foaie, stai așa să le citesc, dar lasă, nu. Uite, mi s-a rupt foaia. Dar nu contează asta. Fratelo. Deci chiar avem chiar avem loc aici. Facem 8 chesturi dacă tot facem, nu? Fac cum să dă. Așa, punem tot. 1, 2, 3, 4, 5. Așa. 1, 2, bun. 1, 2, 3, 4, nu. 4, 5. Că nu merge la. Băi, deci. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto! Izi da mâti, dar de ce plouă? Bun, deci cam atât pentru acest episod din seria noastră de să jucăm Minecraft cu baba. Cu o babă. Și tocmai acum mă uit la televizor și văd o mașină de epocă roșie. Ok, pe data viitoare eu o să mai minez, o să mai strâng niște lemn. Bun. Și, bun, pe data viitoare, bye bye. Bie, 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 bie.